Încerc să intri în lecție și nu mai reușești. Profesorul s-a dus cu lecția. Și tu ai rămas pe afară. Iată, ăsta este mesajul pe care vreau să-l transmit prin video, prin înregistrarea lecției. Dacă ai avut un moment de acesta, ai șansa să te duci acasă și să vezi. Dar nu se uite deloc pe film. Asta e și o problemă foarte tare. Copiii interesați, aceia care scriu mesaje și care fac după prof online în fiecare clipă, ne află șansa să vină aici. Ei beneficiază de explicația asta. Și văd cum le interesează. Băi, și chestii tare acolo, spus. Băi, ce interesant e cum. Da? Deci, apariția variantei acestea video a explicației este spectaculoasă. Este spectaculoasă. Probabil că în timp generații care au venit după mine vor aprecia. Deocamdată nu este varianta tradițională în care se face cum meditatorul de tine și se gândește asta tip variantă meditație cu la lecție și nu se rea lecția. Vedeți? Ați fost, ați intervenit și ați văzut cât sunt de pasiv uneori. Da? Și asta le face ca ei să nu... Și de aceea, să vin acasă, am de complexie, nu știu, că nu știu ce fac. N-am înțeles la școală. N-am înțeles la școală? Nu, nici de facultate. Da, da, nu am înțeles la școală. Și nu are varianta să mai vadă explicația. E terminat. Asta este evoluția pe care o produc în termogenitate. Faptul că e filmul lecții. Nu pot să zic. Mai își dau seama numai cei care sunt în momentul acela greu și n-au varianta să vă, așa, când sunt acolo strânși cu ușa, n-au decât să facă lecția. Da. De aceea mă întorc și spun. Și mie mi-e greu să mă readuc în lecție, după ce fac observația asta. Mi-e foarte greu. Dar am folosit periodul ăsta pentru a punta noua ideea mea, asta cu care mă bat de atâta vreme, neînțelegând-o foarte mulți, cât de importantă este. Și spun așa, că am avut despre o fracție în care și la numărător și la numitor era o necunoscută, aceeași necunoscută, nu. Și trebuia să-l găsim pe noi, să-l descoperim, așa fel încât fracția aceea să fie reductibilă sau ireductibilă. Și când a zis să fie reductibilă, adică simplificabilă, înseamnă că trebuie să găsim pe acele variante ale lui sau meu cum arată, de ce formă este, încât să fie simplificată, să fie reductibilă. Și ne-am presupus că numărătorul ar fi de tipul D ori A, divizorul acela, numitor D ori B. Am căutat să avem același coeficient la N și de ce mulțim egalitățile cu... Și aici am avut hiba aceea când mulțeam și în partea dreaptă și pe A și pe D, grav, foarte grav. Ei bine, ne-am întors și am punctat greșeala. Și acum am înțeles. Le scădem membru cu membru. Din care scădem? De care scădem? Păi depinde cum care e mai mare numeric aici. Da? Din dacă e de jos pe cea de sus sau din sus pe cea de jos, cum e cazul. Mai ușor. Nu numai ne dăm seama, da. Ca să ne rămână număr pozitiv. Că nici nu știți voi 21 minus 24 sau minus 3. Deci e clar că facem așa pe lângă să albă. Și acum cât ori cât la mulțirii? Simplu, se facă 3. 1 ori 3 sau 3 ori 1. Dar pe mine nu mă interesează 1, pentru că prin 1 simplificarea este aiurea. Nu se poate cu reprogramare care se face cu 1. Ci printr-un număr diferit de 1. Atunci 2 e egal cu 3 și celălalt îți facă 1. Ei, și din clipa asta m-am întors la acolo, am văzut cam ce formă are, am văzut toate variante și în final am spus, clar, nu e de tipul, după toate povestea scris, de tipul 3K. Și din dată ce nu e de 3K, am putut să-i dăm drumul la exercițiu. Vă invit, atunci când a scăpat exercițiul din mână, din diverse motive, vedeți filmul, dragilor, mai mult de atât ce să vă spun. Vedeți în weekend, mai ales părinții care ați înțeles, faceți presiuni să se vadă filmul din timpul lecției. Că altfel, ce aici se întâmplă, te duci acasă și încă nu știi să faci. Oricât aș repeta eu să o fac de 10 ori,
Dacă nu ești atent, tot în nimic. Dar acolo, acasă, când ești pus în situația dificilă, eu nu mă mai pot supăra. Poți să mă sâcăi acolo, pui de 20 de ori, mă pui pe bucata aceea și nu mai pot supăra. N-am nicio treabă. Deci poți să, o faci decât pe ori dorești. Dacă am înțeles, acum, hai să vedem. Mai au 8 minute, e mai dat un exercițiu, domnule. Da? Mai fac și un exercițiu. Am înțeles. Să vedem dacă am înțeles într-adevăr și Raul, sunt într-o lecție de... Ai văzut? Da. Te uiți la frate, nu? Uite, când fac schimbul acum, uite-te, stai pe ochii de lecție și vin în pauza asta care fac să mă întreb ceva, da? Uite-te la lecție. Îi mai dăm unul, două, da. Nu? Da, 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 da. Nu fac o înțeles, nu? Am înțeles. Această fracție, x pătrat plus x supra. Arătați. Și o fracție. Că, x pătrat plus x supra 2x plus 4. X pătrat plus x plus... Supra 2x plus 4. Supra. X pătrat plus x supra. Atât, da. Da. Supra 2x plus 4 este reductibilă. Oricare ar fi x aparține lui un celălalt. Reductibilă. 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 X aparține lui un celălalt. Da. Zici mix la 2 plus x egal cu? 2 ori. După ideea care am avut până acum. Dar nu punem condiția în video, profesor, de la început? Că ar să fie diferit, reductibil înseamnă că... Deci... divizorul ăla, adică nu ar trebui să învățăm așa? Mă gândesc. E spus să fie reductibil. Da, divizorul să fie mai mare decât. Un D mai mare decât 2. Sau mai mare, diferit de 1. Diferit de 1. Așa. Mă gândesc să învățăm așa, probabil. Deci, x pătrat plus x supra 2x plus 4 este reductibilă dacă și numai dacă există un d mai mare egal decât, sau d diferit de 1, există un d diferit de 1, prin care se simplifică fracția. Da, există o diferență de 1. Așa încât numărătorul să scrie d ori a, numitorul d ori b, nu? Așa încât. Așa încât. X pătrat plus x egal cu d ori a și 2x plus 4 egal cu d ori b. Deci numărătorul să fie D ori A, numitorul să fie D ori B. Da, observație foarte bună ai făcut. Numai că aici sunt un pic trist. Că X pătrat A mai și cu X nu prea să dacă. Dacă facem X ori X. Adică să scrim un X pătrat X ori X, da? Ce zi mai fac? Păi da, nu e ceva în genul 2x este egal cu x la 2 și 4. 2x egal cu x la 2? Păi nu pot să pot nu să pot deci fac asta. Să scriu 2x ori 2i. O secundă numai și mi-am și pun. 2x. Deci da. Să am 2 ori x ori 2 ori x. Dar 2 ori x din x pătrat ce se fac? Facem x plus x pătrat, adică aplicăm comutativitatea și mulțim cu a. Tu zici așa, să zici x plus x pătrat, dar într-un tot rău un pic. Că rămân x pătratul ăsta. Deci sunt așa de... Simt că pe ideea care am avut-o, e și ce nu vrea. Nu vrea. Deci vedeți? Vedeți până...
Acum ne-a ieșit până acum. Ne-am dus așa, dar acum nu mai vrea. Ești. Și trebuie să fac rost de alte idei. Rost? Să pățim pentru X? Să? Să pățim pentru X. Primul să pățim pentru X. Pe asta să pățim pentru X, dar n-am cum egalitatea asta într-adevăr. Deci, da. Ideea este, dacă mai pot continua pe de aici încolo, cu gândul să am același cu X pătrat, n-am cum să fac rost, nu? Atunci mă întorc la fracții și mă întorc că nu am șanse să continui. Bă, dragilor, deci eu am mers pe ideea voastră, pentru că pe voi vă chema experiența anterioară, dar iată că aici ne-am împotmolit, n-am șanse. Așa că mă întorc la fracția X pătrat plus X supra 2X plus 4. Și visez. Ce bine ar fi dacă aș aranjau așa fel că se poate de câte ori tot timpul. Ce bine, ce aș putea face? O să duc pe X în fața lui X plus 2 și o să scriu pe 2X ca X ori X. O să scriu că X ca 2 ori X. Care X să-mi scriu ca 2 X? Nu știu, așa ceva cu 4 ăla. 4 ăsta stă aici în mașină. Aș pe la 2. Da. Pot să fac și... Ce aș putea să fac de sus? Ia uitați-vă. Am următorul, dar aici de la X. Așa, păi, hai, ajutați-vă, stau așa. Deci, X pe lângă X plus 1. X pe lângă X plus 1. Totul supra. Și l-am gândit orice stau. 2 pe lângă. 2. 2 pe lângă X plus 2. Și erau. Acolo sunt două consecutive numere. A, aici sunt? Consecutive. Două numere. Consecutive. Ce știți despre două numere consecutive? Totdeauna am produs la două numere consecutive. Totdeauna. Adică două, trei, cât dă? Adică să facem număr. Un număr? Par. Par, asta e. Deci aici facem un 2K. Produs la două numere consecutive, face de la multiplu de 2. Deci aici face 2K. Deci 2K, va da tot timpul, un tipul de 2, supra 2 pe lângă X plus 2. Ce să spun despre fracția asta? Că poți acum să simplifici prin 2. Asta e, poți simplifica prin 2 totdeauna. Indiferent ce X spun că acolo. Da, dar am 2. Fiindcă am pe 2, fac divizorul de sus și jos. Deci acum poți spune... Deci, simplificând prin 2, rezultă fracția este reducibilă prin 2, oricare ar fi X natural, indiferent ce X spune. Totdeauna fracția este simplificată. Vedeți? Ce vreau eu să vă învăț și tot insist. Că nu modelele mi-a luat. Nu merg modelele. La matematică trebuie să avem convingerea că fiecare exercițiu are ceva individual. Nu pe șabloane. Șabloanele omoară gândirea. Îți face o gândire așa, model. De asta n-am făcut. Foarte des auzi. Ăsta fac, am mai făcut. Ăsta nu pot să fac, n-am mai făcut. Da? Și de aceea trebuie să ne adaptăm. Modelul dinainte am fost, când am dat așa, 3 metri. N-am mers după modelul meu. M-am dus înapoi. Dar ce mi-a tras mie atenția? Mai întâi că am pus să scot un 2 în fața la monitor. Da? Un 2 la monitor. Și atunci am zis, mă, dacă aș putea și sus. Să scot ceva. Să fac observații din care se iese ceva interesant. Totul în 2 n-ar trebui. Și autorul a avut grijă. Zic, X pătrat plus X plus pe X în față. Să vezi că produsul a două numere consecutive, totdeauna e multiplu. Număr par. Totdeauna e multiplu de 2, deci e număr par. Da? Și atunci 2 înseamnă că aici pot să spun 2K, totdeauna. Și jos, 2 pe lângă X plus 2, 2 pe lângă se prinde că și gata. Concluzia este reductibilă, indiferent ce X veți înlocui. Și puneți-vă la ce X dacă vreți. 1, da? Pentru X egal cu 1, cât de bine? Eu am pus 2 pe 6. 2 fracția din 2 pe 6.
6, care se prinde pe 2. Dacă x este egal cu 2, o să fie 6 pe 10. Da, pentru x egal cu 2. 6 pe 12. Deci, frate, 6 pe 12, nu? Da. 2 ori 2, 4, 8. Da? Și aici 4 și cu 2, 6. Simplificăm prin 2. Deci tot timpul simplifică prin 2, 6, 3, 4 și mai departe. Pentru că noi am văzut că, indiferent, prin 2 se simplifică. Cum ajungem aici, am spus ăsta, am tot rădut cu profesor, am găsit o altă idee. Noi să dăm un factor comun, să facem ceva. Ce înseamnă un număr par, un multiplu cu un număr impar? Vă gândiți repede, un 2 ori 3, faceți voi, un exemplu mai mic. Poate nu știți ce face produsul, nu, al doilea, consecutive. Faptul că sunt consecutiv, unul e 4 și altul e 4. Și zice 2 ori 3. 2 ori 3, 3 ori 4. Da. 4 ori 5. Totdeauna e multiplu de 2. E unul din ei, număr par. În final, și de data asta, v-am atras atenția că merg până într-un loc. Dar nu se strică. Am văzut că aici nu am șanse să continui. M-am întors înapoi, renunț la ideea aceea și atac pe alt culoar. Văd, am mai spus-o, în jurul unei probleme tot îi dau gărbare până când se sesizez partea de finețe a ieșițiului, o slăbiciune a ieșiților. Mai avem mai rog. Trebuie să vă dau neapărat și pe asta. Da, da. Pentru că de-alea asta este de olimpiadă. Da, sigur că a fost mai frumoase. Foarte frumoase și voi trebuie să învățați baza matematice, nu vii jucă. Deci, aici, domnul profesorul chiar de marge, vă rog. Fac efortul, să spunem maxime, pentru a vă arăta cum trebuie gândit la matematică. Și eu insist să scrieți ca domnul profesor. Domnul profesor, nu degeaba vă învață să scrieți așa. Trebuie deci, numai așa trebuie să scrieți. Altele acolo pe lucrare, la lucrare de foaia albă. Cum comunici tu cu cel care corectează? Prin ceea ce ai scris. Sigur. Ai scris cum trebuie? Bine, am făcut un corector. Deci, arătați că fracția AB pe lângă A plus B... AB pe lângă A plus B supra x pătrat minus x plus 6 este reductibilă oricare ar fi AB și x aparține în minunțe la oricare ar fi A, B și X aparțin lui N și stea. Deci, indiferent ce A, B și X o pune, tot timpul fracția este reductibilă. Iar mai avem model, așa că... Păi, să vă scoți un factor. A, B, A, B, pentru că a plus B, deci este scos de așa, este pregătită forma, trebuie să urmărim ceva, nu ne dă un rânguri autorul, niciodată. Trebuie să vedem vreo șmecherie undeva. Și au 1 ori 2 pe lângă 3, da? Adică 2 ori 3, 6. Așa. Sau, adică acum mi-a dat număr par, dar s-ar putea să rămânge. Întrebarea este să vedem dacă la numitor putem hotărî ceva, ca și de sus, sau de sus, da. Ceva să ne atragă atenție. Dar zice că deja a spus un factor jos, de ce nu scoatem? Ia să vedem ce acum trebuie. Pe cine să scoatem? Pe X. Peste tot? Am X peste tot? Zi, ținti de idee, totuși. Nu, ținti de idee, zi. N-am peste tot să scoatem X, dar din primii doi pot face. Dar bine, trebuie să îndrăznești, să crezi în... Ai spus în factor comun. Factor comun de la un cap la altul e imposibil. Dar din primii doi pot face asta. Încerc, nu știu dacă mă ajut la ceva, dar să încerc. Așadar, fracția asta care a fost AB pe lângă A plus B supra X pătrat minus X plus 6
Se scrie A ori B, nu am nicio idee să las așa. A plus B. Supra X, vorbește la mine. Supra X pe lângă. Da. X pe lângă plus ori. Ori pe lângă cine? X pe lângă X. Minus 1. Dacă ai fost plus 1, plus X îți ia plus 1, da? X pătrat, X pe X minus 1, plus 6, egal cu. Sus nu mă duce capul, nimic. Dar jos aș avea o idee. Tu? Am spus, de exemplu, am dat multe numere aleatorii. Da. Și mi-au dat, după mulțirea aceea, adică A ori B ori A plus B, dă un număr par. Să dă un număr par, da. Este și o observație pe care am să o îmbrățișăm. Sus, ea zice sus, a tot, ea a figurit acolo, a tot insistat pe ideea ei și a constatat că acolo, la mărături, totdeauna îi dă un număr par. Știi ce? O să văd dacă tu, observația ta e bună și acum visez, dacă și jos aș arăta un număr par, adică aș putea să arăt divizibil prin 2 final, da. Ar fi fantastic. Ia uite asta. E la fel ca cealaltă. Chiar dacă avem x pe lângă x minus 1. La fel pentru că x e mai mare și x minus 1 e mai mic. Tot două numere consecutive. Da, asta. Deci aici am iată multiplul de 2. 2K. Aici avem 2K. Las sus acolo să mă întorc la discuția care ai spus-o tu, A ori B, pe lângă A plus B. Și jos, 2K. Plus 6. Dar 2K plus 6 mi-a dat un număr par? Adică 6 plus 6 tot un număr par n-ai ala. Adică ce să fac aici ca să fie mai decizit? Să scriu 2 pe lângă 3. Pe lângă? K plus 3. 2 pe lângă K plus 3. Deci jos A ori B lăsa. A ori B lăsa. A plus B. Supra 2 pe lângă K plus 3. Ce fericit sunt! Ce fericit sunt că am pe 2! Acum, dacă aș avea mată, să spun că indiferent ce aș și bea aș pune aici, tot timpul, indiferent ce aș și bea aș pune, tot timpul, da, tot timpul, la jocul ăsta care se întâmplă după mulțire și adunare, apare 2 oriceva. Și atunci ar fi ficat pe 2. Și atunci ar fi formidabil. Păi atunci hai să luăm așa. Hai să luăm pe A ca fiind 9. Și pe B ca fiind 7. Deci dacă eu unul pe amândoi? Păi dacă deci, eu unul pe amândoi, o să fie 1 ori 2. Care dă 3. 1 ori 2 dă 3. 1 ori 2 dă 2. 1 ori 2 dă 2. Și totul e 1. Adică totul e 1. Deci, prin modele, doar niște modele, ne ajută să credem că ar fi bine. Dar în mod normal, trebuie să luăm, să putem, în general, discuția să o purtăm în general, indiferent cum arată A și B, ce A și B pun acolo. Că cineva poate spune, ai nimerit-o. Dar în alte situații, și tu dai o alte situații, și aleatoriu. Și pe asta ai nimerit-o. Noi trebuie să elaborăm un raționament care să stăm bine în picioare aici. Gândim. Ia să iau de asta. A, B, pe lângă A plus B. Produsul... Păi acolo e A la a doua... Nu pot să fiu A, B. A la a doua plus B la a doua. Produsul mulțumilor. Acolo este A la a doua plus B la a doua. Dar ce e dacă scriem A, B ori A plus... A, B ori A, a? Plus A, a, a B ori B. Așa. Și să fie 2, 3 A... De ce 3? Nu, mă scuzați. Să fie 2 A ori B plus... Dar de ce 2 A? Aurea, cât va face aurea? 2 ani sau a la 2? Păi vezi, ce face? Face a la a doua, nu face 2 a. Atenție! Da? Una este a plus a care face 2 a, și asta este aurea care face a la a doua. Atenție! Și totuși, noi trebuie să facem emisiunea asta. Dezvoltând-ți mulțind acolo, nu prea văd eu, am sentimentul că ne blocăm. Greșeala care ai făcut-o cu A plus A, A la A ori A face 2 A, B ori B a făcea 2 B, scădea pe 2 în față, era mamă, te păcăleai cum, grav.
atenție, dacă mi-o dat, dar mi-o dat mie. Dar tu ai făcut-o pe baza unei greșeli. Aș lua concluzia asta. Așa că... Nu știu, nu știu. Cum? Nu știu ce fac. Mă cer cu tine. Nu știu, Deci cât faci aici? A la doua ori. Da. Când am înțeles până ceva. Plus, aici cât ar face? A la doua. Da? A ori de la doua. Așa. Și jos, doi pe lângă capul străin. Știi, Davide, am să te invit ca la șahmă. Deci dacă am mutat asta, la ce-mi folosește? Eu trebuie să am în minte situația asta. Am ajuns aici. Ce fac mai departe? Nu facem lucruri de dragul de a le face. Le facem dacă au un scop. Scopul este acela de a avea pe doi în. Să pot dovedi că, indiferent de ce situație s-ar întâmpla cu așa pe ei, apare doi ăla. Îmi trebuie o idee. Nu putem avansa. Pe acolo, dacă nu aș face așa, n-ar fi... Am rămas la A, B, pe lângă A plus B, acolo. Deci rămânem acolo, că asta nu ne este din folos. Da, dar a la a doua ori de la a doua îndoră, adică a la a doua ori de la a doua. Cred că e vreo formulă acolo? Nu, adică A ori A la a doua, ori B la a doua. Păi de ce ori B la a doua? Când B e la a întâi aici. Când după ce s-au făcut distributivitatea aici, B e la a întâia. De ce vezi? Păi nu, dacă am A ori A ori A ori A ori B, de doi aia. Da. Tot. O să scopi aia în factor. De unde s-a scos mai? Păi am doi de aia. Păi scos. Auzi, scos, B-ul e scos. Adică tu mulțești, nu scoți. Mama îmi fuge și eu. Scot și am să termin lucrul tot, nu fie acolo de-o cont. Da? Deci e... Să vedem. Mă, ce am zis eu, că trebuie, ce să facem? O idee ne trebuie. Asta, să ne uităm, că trebuie o idee din care se apare doiul. La numărător. Numitorul e rezolvat. Acum ne focalizăm atenția neapărat pe numărător. Dă-i o idee. Hai să încercăm. El ca număr au, are două variante. 2K, sau 2K plus 1. Orice număr natural. Da. Asta. Poate să fie așa, varianta naturală. 2K sau 2K plus 1. B-ul și el, ca număr natural, poate să fie 2B și 2B plus 1. Să înlocuim. Să luăm toate combinațiile. Adică toate variantele trebuie să înlocuim. Mai bine scriem acolo 2N ca să nu încă cu... De ce? Nu, că dacă scriem altfel, să nu fie la pe acolo, cu 2K. Unde? Așa. 2S, foarte bine. 2S și 2S cu sine vede 2K ori, să nu cumva să facem vreo greșeală cu K-ul de aici. Foarte corect. Bun, 2S și 2S plus 1. Adică... Par sau impar. Ca orice număr poate să fie în una din cele două situații. Știți care ar fi toate cazurile pe care să le analizăm? Câte ar fi? Ar fi infinit. Câte ori? Dacă au are două variante, B are două variante, care ar fi toate cazurile? De ce 8 mai zis? Păi dacă au are patru variante. Au are două. Păi de unde are două? Eu am 2S și 2S plus 1. Păi și nu două, hai? Bă, da. Deci, pe iau pe 2S cu B-ul în ambele. Adică am patru variante. Deci cazul întâi. A e egal cu 2S și B-ul să fie egal cu 2B. Cazul 2. Ce variantă aș avea la cazul 2? O să am A egal cu 2S plus 1. A egal cu... Hai să termin cu 2, cu 2S. Și B, pe B să-l schimb. B egal cu... A egal cu 2S plus 2B.
Vedem cu sursă. Deci vezi ce am făcut. Am luat la A2S, fixat. Și am luat cazul 3. A o să fie cine Daria? A este 2S plus 1. 2S plus 1. Și Horia B o să fie? 2P plus 1 cazul. Să fie am 2 pe aia la început. Bun, dar hai, ca să luăm un ordine 2P, că tot vedem cu zi special. Și cazul 4, A e doar cu 2, e plus 1. A, 2S plus 1. Și B egal cu? 2P plus 1. În fiecare din cazurile acestea pornim la treabă. Pentru cazul ăsta, fracția arată așa. Din difracții, A ori B. Dar unde a ce despre? 2S și respectiv că sunt de cazul ăsta. Deci vine 2S ori 2 pe lângă A plus B. Adică 2S plus 2P. Supra 2 pe lângă K plus 3. Și ce fericit sunt că amândoi ca factor, iată, ăsta simplifică. Și deci este reductibilă. Oricare ar fi. Deci este în cazul ăsta. Este reductibil în cazul ăsta. Să vedem pe fracții în cazul cel. Fracția în cazul 2. 2S. Ori. 2S, 2P plus 1. Vedeți pe lângă, da? Pe lângă. Pun pe el. Pe B. Ăsta e B-ul. Da? Pe lângă A, care este cât? A care e 2S. Plus B-ul care este? 2S. 2P. 2P plus 1. 2P plus 1. Supra. 2 pe lângă. K plus 3. Iar sunt fericit, iar am pe 2. Simplific. Este reductibilă și în cazul. Reductibilă și în cazul. În cazul 3. Și în cazul acesta. În cazul 3. În cazul 3 o să fie 2S plus 1. Fracția arată 2S plus 1. Pe lângă 2P. Pe lângă 2S plus 1 plus 2P. 2S plus 1 plus 2P, da? Da. Supra 2 pe lângă K plus 3. K plus 3. Sunt fericit? Da. De ce? Deoarece am pe 2. Factorul ăsta care e comun. Factor. Nu 2 de pe aici, nu 2 de acolo. Da, nu din paranteză, ia uitați-vă. E de ăsta că e mulțit. Fericit pentru și la cazul 3. E reductibil și asta, domnule. Este reductibil. Este reductibil. Cazul 4. Fracția arată așa. 2S plus 1. 2S plus 1. Pe lângă 2 plus 1. Pe lângă 2 plus 1, paranteză. Pe lângă 2S plus 1 plus 2S plus 1. Nu mai are o să fie. Plus în continuare. 2S plus 1 supra 2 pe lângă 4. Și acesta nu merge, pentru că nu are nimic în afară aici. Asta nu merge. Aia, nu are nimic în afară aici. Dar nu, nici ăsta nu are, nici ăsta. Domnul profesor, acolo tu scrie 3, nu? Da, plus 3, da, da. Ce facem la asta, domnul profesor? Păi asta spunem că este irreversibil. Păi, dar atunci s-a stricat, e greșit-o că trebuia să iei diferent de casă. Păi, înseamnă că nu... Băi, dar uitați cum e cu paranteze. Păi dacă eu am paranteza de jos, nu e... Nu, așa nu e, nu are pe 2 aici, nu are asta. Nu, dar pe 2, dar pe 2, plus 1, 1 plus 1 de 2. Și ce poate să facă acolo? Să nu e paranteza. 2 ies 2 pe șeapă. Să știi, doamne, 2 e grandă. Păi nu am adunăm, că acolo nu se poate. Deci iată, eram mai departe cu 2 ies plus 1. Pe lângă 2 ca plus 1. Pe lângă 2, pe lângă. Hai să zicem 2. Nu, pe lângă. 2 ca 2 plus S plus A scris ca S plus P plus 1. Păi da, P. S plus P plus 1. S plus P plus 1. Supra 2. Pentru că s-a înțeles de ce.
Și 2 ies 2 pe și 1 și 1 fac 2. Căzut pe 2 vine 2 ori. Căzut pe 2 și pe 2. 2 pe 2. K plus 3. 2 cu 2 urmărește și este reductibilă. Gata. Este reductibilă. Reductibilă. Concluzia este. Abia acum aici. Este finalizat. Abia acum. Că indiferent ce A și B, și ce X B spune, totdeauna fracția este reductibilă. Foarte tare. Foarte tare. Haideți să ne întoarcem și să intrăm în el. Vreau să-l ghicim pe autor. Ce șmecherie a avut el? Care a fost ideea? El a gândit așa. Din practica pe care o are, totdeauna produsul dintre produsul a două numere și suma lor e număr par. E număr par. Și apoi dar nu din exemple. El avea asta. El o avea pe asta ca idee de bază. Produsul a două numere și suma număr. Produsul și suma lor e totdeauna multiplu de 2. Totdeauna ne ieși un 2. Da. Clar, nu? Și acest joc îl are el pus deoparte. Dintr-o altă problemă. Da, dintr-o altă problemă. Propusul din autor, altul. Și el a spus așa. Să vezi ce fac acum. Aici pun produsul al două numere consecutive. Plus un 6. Plus un 6, puteam să căutăm plus un 4, plus un 8, plus un multiplu, un par. Un număr par era esențial ca să... Și pur și simplu să-mi dai pe 2. Sigur că da. Ca să fie ceva... Da, da. Ca să zic că, știu, orice număr. Care să fie... Par, mai important, par. Da, uitați-vă cum l-au aranjat un profesor, că trebuie să prindă, că dă factor comun din primii doi, doar X-ul. Sigur că... Ca să ajungă la produsul. Sigur că da. Deci autorul lasă x pătrat minus x, nu lasă x pătrat plus x. Ca el să fie un pic peste mână la x pătrat minus x, da? Și eu stăteam acum și mă gândeam că aici nu dispar. Să fi scris un alt x pătrat plus x. No. 2x plus 1. Ori 2x. Sau 2x. Mă gândesc la alte două numere consecutive. La, uitați, aici x la plus 3 2, lângă x plus 3, poftim. La 2 ori 3 v-am gândit, adică și alții 2 ori 3. Da, 2 ori 3, de acolo, x plus 2 lângă x plus 3. Și să renunțească acolo, să mai facă, să reduc, să complice și mai tare ești. Dar a fost destul pentru clasa 5-a. Mă gând 6 ăsta. A fost destul de tare. Pentru că două era sigură și are partea asta necunoscută. Asta e de olimpiadă. Da, partea necunoscută. Când produsul a două, cu câte stele este acolo? Nu, aici e aprofundare și performanță, 3 stele. 3 stele. Și mai este și cu 4. Bun, deci vedeți, cu cât începem să intrăm, ne ieșiți mai atent. Și începem să avem satisfacția că elaborăm un raționament corect, începem să fim atrași de matematică. Când rămânem distanțați. De ce rămânem distanțați? Că nu ne apropiem, gata, suntem. Și ideea după copii. Copiii trebuie impresionați cu ceva. Ca profesor trebuie să faci niște lucruri care să-i atragă atenția copilului. Dacă nu reușești să atragi atenția, el ce face? Te părăsește. Da? Eu de cât mă strădui eu aici, tot greu reușesc să-l atrag atenția. Și voi stați precum hățuri, țineți de hățuri și tot încercați. Fii atent. Nu aveți exercițiu pentru starea de bine care se instalează când faci un exercițiu. Da. Nu aveți asta. Foarte rar se întâmplă ca să mai vreau încă unul. Ce bine, ce aveți? Ce tare aici, ce tare a fost chestia asta că el, ca orice număr natural, poate să fie în două situații, par și impar. De ce m-am gândit la par și la impar?
De ce oare? Că aveam nevoie de doiul ăsta. Eu mă puteam gândi așa, K egal cu 3K, 3K plus 1, K, K, să trece, da, 3K, da. Și 3K plus 2. Orice mână acolo are așa, vezi până la împărțit la 3, 0, 1 și 2, dar nu m-a interesat 3-ul. 2-ul, eu aveam nevoie de 2. De aceea am luat pe A în două stări, 2K și 3K plus 1. B-ul, 2S și 2S plus 1. B-ul și era în rândul lui K, orice număr natural, 2P și 2P plus 1. Și acum am zis, momentul următor este să iau toate cazurile posibile. Adică să iau pe ăsta variant A-ul de 2S și B-ul, să-i dau libertatea spartului toate cazurile în două. După care A-ul din, să fie din nou 2S plus 1, iar B-ul să fie iarăși celelalte două. În total, 4 cazuri. Le analizând ce devine frația în fiecare din situația aceea. Ca în final să văd că de fiecare dată se trece prin 2. Și deci, iată, fracția este reductibilă. Modelul, exemplu care mi-a legat, m-a încurajat să cred că fracția va fi cu adevărat divizibilă prin 2. Și m-a încurajat să mă gândesc sigur că este un rezultat interesant ăsta. Și mai ales faptul că i-am dat pe 2 jos. Ăsta a fost motivul pentru care am venit. Deci, vedeți, construcția care ușor mă fac din aproape, în aproape. Am siguranța că e un 2 tot timpul jos? Da. Ca să fie simplificat în tot timpul, trebuie să fac și sus jos de 2? Da. Și atunci A și B îl văd în două ipostaze, 2K. 2K plus 1, 2P, 2P plus 1, 2S, 2S plus 1, nu are importanță literală. Multiplu de 2, cu restul 0 sau 1. Am pus era la 2, am restul 0 sau 1, simplu restul 0 sau 1. Și cine insist eu ca de fiecare dată ei să scrie, așa cum dumneavoastră scrieți pe tablă și învățați și redactați, dar eu cred că acum are cel mai bun exemplu la olimpiadă. Iar chiar dacă a făcut 3 subiecte din 4 și pe a 4-lea a încercat, ea n-a obținut punctajul maxim la toate, chiar dacă a făcut corect. Tocmai pentru că n-a scris tot spațiul. Sigur că da, sigur că da. Deci ne lipsa... La un singur efect l-a obținut tot. Da. Eu, iar... De aceea insist eu cu scrisul ăsta, știți? Iar eu mai nu și spun încă o dată, dacă era nevoie să o fac, și o fac. Deci, fiică mea, când era în clasa a 6-a, șofat, spunându-vă că nu a fost și este fiica mea, ci pentru că învăța să redacteze impecabil. Asta e. Deci ea învăța să le, împotriva a ceea ce eram eu ca profesor, de la învățătoare, redactarea perfectă. Asta. Și am scris foarte frumos, în general, așa cum scrii tu, și atunci mi-a mea, mintea era totul perfect, o oglindă, da. Și mi-amintesc că aveam în clasa a 6-a, era la faza națională și acolo, în prima fază, era un triunghi în frige, A, B, C. Și aici, când m-am dat cu B, a fugit X-ul, partea asta a doua, din bucle, și a ieșit un P. Fără să mai fie B-ul a doua. Și atunci, în prima fază, i-a dat 9 și 80 de lucrare. Și a făcut atestație. Tata, perfectă lucrarea. Măi, dar ai fi greșit ceva, îi spunea că nu, tata, perfectă. Deci nu discutăm, perfectă.